Scumpii mei, vreau să avem un mesaj din partea Domnului în această seară. Nu este prea mult timp pentru asta și dacă nu citesc cuvântul pe care ar trebui să-l citesc, atunci folosul expunerii predicii nu va fi așa de mare. Socotesc că mai bine folosim 2 minute să citim textul și ceea ce o să spun după să facă mai mult sens, împrospătându-ne în memoria noastră cu acest cuvânt din care o să spun câteva cuvinte. Din respect pentru stăpân, vă rog să vă ridicați și să deschideți Biblia în Filipeni, capitolul 3. Filipeni, capitolul 3, începem citirea cu versetul 7 și încheiem cu 15. Filipeni 3, cu 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca pe un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să câștig cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Reocupați-vă locurile. Stimată biserică, în această seară aș vrea să spun o predică mai scurtă pe care am intitulat-o Perfecțiunea Pocăinței. Pocăința este mesajul central al Bibliei. Pocăința înseamnă căință pentru trecut, schimbarea minții pentru prezent și victorie, sărbătoare pentru viitor. Perfecțiunea pocăinței este desăvârșirea, despre care Pavel tocmai vorbea în Filipeni, termen care este întâlnit în Biblie de aproximativ 800 de ori. În limba ebraică a Vechiului Testament, cuvântul acesta pentru desăvârșire este țărm, tărâm sau șalem și are sensul de integru, de bun, drept, împlinit, liniștit, nevinovat. În limba Noului Testament, în greacă, este cuvântul teleios și are sensul de terminat, de desăvârșit, de încheiat, de matur, de scop împlinit. Uneori în Biblia Cornilescu, termenul acesta din ebraică sau din greacă, care întotdeauna înseamnă același lucru, este tradus de Cornilescu cu alte cuvinte, pentru că el a socotit că va face mai mult sens în limba română pentru cititorii care vor citi Biblia. Și uneori a tradus cu isprăvit, alteori a tradus cu împlinit, alteori cu a săvârșit sau a sfârșit sau a făcut. Însă toate acestea au în limba originală a Vechiului și a Noului Testament același cuvânt care înseamnă desăvârșit, ce este întâlnit în ambele testamente ale Bibliei de aproximativ 800 de ori. Atunci când vorbim despre desăvârșire, trebuie să spunem câteva cuvinte despre desăvârșirea lui Dumnezeu. Sună ciudat să argumentăm că Dumnezeu este desăvârșit. Motivul pentru care Dumnezeu le cere oamenilor născuți din nou să fie desăvârșiți este faptul că El este desăvârșit. Dacă vă mai aduceți aminte de Hristos, care în Matei 8,48 afirmă: fiți dar desăvârșiți, fiindcă și Tatăl vostru este desăvârșit. În Vechiul Testament există doar 4 pasaje care vorbesc despre desăvârșirea lui Dumnezeu, și niciunul dintre ele nu se referă la desăvârșirea persoanei lui Dumnezeu,
ci vorbește despre desăvârșirea acțiunilor lui Dumnezeu. Biblia nu argumentează desăvârșirea lui Dumnezeu, asumându-și că toți oamenii cred că Dumnezeu este desăvârșit și nu este nevoie de argumente. Dar Biblia de patru ori vorbește despre desăvârșirea acțiunilor lui Dumnezeu. Spre exemplu, Deuteronom 32:4 vorbește despre lucrările lui Dumnezeu care sunt desăvârșite. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite. Asta ne ajută pe noi să înțelegem că atunci când Dumnezeu face o lucrare în viața noastră sau în familia noastră, în biserica noastră, lucrarea aceea este desăvârșită. Nu trebuie să avem emoții pentru lucrările care le face Dumnezeu. Trebuie să avem emoții pentru lucrările care le facem noi. Lucrările lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Ele sunt desăvârșite în noi, în familie și în biserică. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu că are capacitatea să lucreze în mod desăvârșit. Apoi, căile Domnului sunt desăvârșite. Biblia spune asta în 2 Samuel 22:31. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite și sigur cuvântul urmează. Sau legea lui Dumnezeu este desăvârșită, Psalmul 19:7. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Legea lui Dumnezeu este desăvârșită? Astăzi există așa de mult conflict în interpretarea legilor lui Dumnezeu. Și Biblia spune, legea lui Dumnezeu este desăvârșită. Ferice de omul care se încrede în cuvântul lui Dumnezeu și îl citește așa cum este scris, îl interpretează așa cum îl citește. Ultimul verset din Iov 37:16 vorbește despre cunoștința lui Dumnezeu sau știința lui Dumnezeu care este desăvârșită. Iov spunea, înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită? Frații mei, Dumnezeu știe absolut toate lucrurile. Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu sunt secrete. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu are nevoie să-și aducă aminte. Dumnezeu nu stă pe gânduri, ci pur și simplu El știe absolut toate lucrurile. Avem toate motivele să ne încredem într-un astfel de Dumnezeu. El este capabil la modul absolut. Atunci când vorbim despre desăvârșirea lui Dumnezeu, este simplu să afirmăm excelența. Însă, dacă vorbim despre desăvârșirea omului, afirmăm faptul că întreaga Biblie este o chemare la purtarea chipului lui Iisus Hristos și la desăvârșirea spirituală și morală. Noi suntem chemați să fim desăvârșiți. Această chemare sună straniu, fiindcă noi ne cunoaștem limitele, falimentele, alunecările, ezitările, greșelile, slăbiciunile și totuși Biblia ne cheamă să fim desăvârșiți. Dacă desăvârșirea nu ar fi posibilă, scriitorii Bibliei, inspirați de Duhul, nu ne-ar fi cerut să fim desăvârșiți. Dar dacă Biblia ne cere să fim desăvârșiți, ne cere să iubim vrășmașii, asta înseamnă că e posibil să ne iubim vrășmașii și este posibil să devenim desăvârșiți. De altfel, căutarea desăvârșirii nu se manifestă doar în dimensiunea spirituală. Ea se manifestă în toate domeniile vieții. Este adevărat că în sport, sportivii caută să fie desăvârșiți? E adevărat. Este adevărat că în armată, militarii încearcă să fie desăvârșiți? Este adevărat că în știință se caută desăvârșirea? În artă este adevărat? În tehnologie este adevărat? În toate domeniile vieții este adevărat că gospodina care face o prăjitură sau o mâncare, soția, mama, încearcă să fie desăvârșită în ceea ce face? Este adevărat că noi toți căutăm semnificație, valoare, importanță prin faptul că tot ceea ce vrem să facem să fie făcut la superlativ? Ei, dacă toate lucrurile acestea în casele noastre, în viața noastră, încercăm să le facem la nivelul excelenței, gândiți-vă la importanța lucrurilor spirituale care trebuie făcute desăvârșit. Observați ce îi spune Dumnezeul lui Avram, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii desăvârșit. Cornilescu traduce, fii fără prihană, este același lucru, fii desăvârșit. Dumnezeu i-a cerut bărbatului pe care l-a chemat, din care să formeze o națiune numită evreii, i-a cerut să fie desăvârșit. Apoi, Hristos spunea ceea ce anticipam mai devreme, Matei 5:48, fiți desăvârșiți pentru că Dumnezeu este desăvârșit. Dacă noi suntem în Hristos și Hristos este în noi, noi vom fi ca El. Pavel scria, textul pe care în această seară eu l-am citit și spunea el, nu cred că l-am apucat, dar cred că o să-l apuc. Nu cred că am ajuns desăvârșit, dar cred că o să ajung.
Ce vrea să spună Pavel? Este implicat într-un proces. În meseria pe care o practici, nu e așa că există un proces al cunoașterii și al stăpânirii meseriei? Nu este așa că în fiecare zi, oricât de priceput ai fi în ceea ce faci, înveți lucruri noi? Și eu mi-am notat în această seară câteva lucruri pe care să le fac diferit altădată, într-o seară similară cu aceasta. Învățăm de fiecare dată. Și în lucrurile spirituale trebuie să fim la fel. Trebuie să ne notăm. Dacă nu ne-am notat, dacă într-o zi n-am avut timp să ne rugăm, trebuie să învățăm din eșecul acela și să punem în mintea noastră data viitoare, nu trebuie să mai fac asta, să nu mai treacă o zi fără să mă rog sau să citesc Biblia sau. Dacă ne lăsăm în voia existenței naturale, atunci pur și simplu toate greșelile pe care le avem se vor perpetua și se vor repeta și nu ne vom disciplina niciodată. Dumnezeu fiecărui om îi dă o șansă și îl cheamă să se ridice. Atâta timp cât omul mai este în viață, are posibilitatea să-și restaureze starea înaintea lui Dumnezeu. Iacov spunea: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări, ca unii care știți că încercarea prin care treceți produce răbdare. V-ați gândit vreodată că încercările prin care trecem produc răbdare? De ce vă enervați când treceți prin încercări? Nu înțelegeți că finalitatea încercării e în beneficiul nostru? Încercarea produce răbdare și Biblia ne spune că răbdarea o să-și facă lucrarea și o să ajungem desăvârșiți. Și totul pleacă de la o criză. Totul pleacă de la o încercare, totul pleacă de la ceva prin care treci și nu-ți place. Aș vrea să vă prezint câteva exemple de oameni care au fost desăvârșiți și numai să vă gândiți cât de desăvârșiți au fost. Atunci când Biblia vorbește despre o persoană care a fost desăvârșită, asta nu înseamnă că persoana aceea nu a greșit, nu a păcătuit, nu a avut slăbiciuni sau alunecări. O să vi-l dau exemplu pe Noe și o să reafirm exact ce afirmă Biblia, umblarea desăvârșită a lui Noe. Citesc din 6:9, prima carte a Bibliei. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Fraților, când Biblia vorbește despre desăvârșirea lui Noe, nu o prezintă ca o desăvârșire a lui Noe, ci o prezintă ca o desăvârșire a umblării lui Noe. Noe nu a fost desăvârșit în toată complexitatea vieții, dar în umblarea lui a fost desăvârșit. Știu că afirmația este pretențioasă și ar avea nevoie de explicații. În ce fel a fost Noe desăvârșit? O să citesc din Evrei 11:7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care urmau să se... pe care încă nu le vedeau, plin de teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa și prin chivotul acesta el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Observați cum explică Biblia neprihănirea lui Noe? Simplu fapt că l-a ascultat pe Dumnezeu când i-a poruncit să facă corabia. Într-un moment în care nu prea existau înțelegeri logice, cum anume pământul va fi cuprins de apă, că era doar o rouă, nu ploua la vremea aceea. Noe pur și simplu a avut atâta încredere în Dumnezeu și Biblia îl numește desăvârșit în umblarea lui cu Dumnezeu, adică l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. E adevărat că Noe după aceea s-a îmbătat, asta n-a mai fost desăvârșire, dar umblarea lui Noe cu Dumnezeu, încrederea lui în Dumnezeu, ascultarea lui față de Dumnezeu a fost atât de puternică încât Dumnezeu o numește desăvârșită. O să-l dau exemplu pe Avram. Credința desăvârșită a lui Avram. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Observați că Avram și el a avut ezitări. Vă mai aduceți aminte că a vrut de două ori să-și scape pielea, manipulându-și tovarășul de viață și ascunzându-se. Lucrul acesta sigur că nu este demn pentru omul credinței. Avram nu a fost desăvârșit absolut în fiecare clipă a vieții, a avut ezitări, a avut și slăbiciuni, dar în credința lui el a fost desăvârșit. Noi a fost desăvârșit în umblarea lui, Avram a fost desăvârșit în credința lui, Iov a fost desăvârșit în suferința lui, în mărturia lui. O să citesc din carte. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. O să vă dau un exemplu care poate fi contestat. Iacov.
Însă înainte de el, exemplu cu care o să închei, pentru că vreau să invit fanfara să mai cânte încă un imn în încheiere, fiind seara lor, aș vrea să vă spun de David, inima desăvârșită a lui David. Care dintre noi nu poate să spună cel puțin un păcat sau două despre David? Și ce păcate? Crimă și adulter. Mai este David un om desăvârșit? O să vă citesc din carte. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au aplecat inima spre alți dumnezei și inima lui n-a fost un totul a Domnului, cum fusese inima tatălui său David. Scumpii mei, direcția credinței noastre este dată de această carte și cartea aceasta spune următorul lucru. Inima lui David a fost întru totul închinată Domnului. Sunt greșeli în viața lui David? Bineînțeles. Sunt greșeli în viața lui Avram și Noe? Bineînțeles. Dar observați că Biblia privește la un anumit aspect fundamental al revelării credinței, al manifestării credinței. Și spune despre Noe, umblarea lui este desăvârșită. Despre Avram, credința lui este desăvârșită. Despre Iov, suferința, mărturia lui în suferință este desăvârșită. Iar despre David, inima lui este desăvârșită. Frați și surori, stând în această seară înaintea lui Dumnezeu, ne uităm la noi. Probabil că sunt în seara aceasta oameni în biserică, în sală, în sanctuar, care au de mulți ani în viața lor aceea slăbiciune pe care nu o pot elimina. Și slăbiciunea aceasta a devenit un Dumnezeu, un stăpân care domină. Dacă cineva este în situația aceasta, este pe un drum foarte greșit. În viața tuturor oamenilor lui Dumnezeu din Scriptură se găsesc greșeli accidentale, dar nu stil de viață care domină și stăpânește. Sigur că nu am timp suficient să spun tot ceea ce mi-am propus să spun în această seară vis-a-vis de predica pe care am intitulat-o Perfecțiunea Pocăinței. Însă am vrut să spun următorul lucru. Este ușor să te pocăiești. E în urma unei emoții. E o decizie de moment. Dar urmează viața. Viața cu sute de nopți, cu sute de zile, cu mii de încercări, cu tot felul de momente grele. Și Biblia ne spune, fiți desăvârșiți, după cum Dumnezeu este desăvârșit. Dar cum să fii desăvârșit în ziua necazului? Ca Noe, ca Avram, ca Iov, ca David, oameni care asemenea nu au greșit uneori, dar n-au trăit în greșeală. Au păcătuit uneori, dar n-au trăit în păcat. Oameni care au învățat din eșecurile lor. Perfecțiunea pocăinței este desăvârșirea. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Stimată Biserica Domnului Iisus, ni se scurg anii. Când am venit la dumneavoastră în biserică, în Biserica Betania, eram cu 10 ani mai tânăr. Au trecut 10 ani și dumneavoastră erați cu 10 ani mai tânăr. Vom mai fi aici peste 10 ani? Probabil că unii dintre noi nu, cei mai mulți da. Vă chem în seara aceasta, în timp ce va cânta fanfara, să vă gândiți la următorul lucru. Anii se duc ca un sunet. Observați cum se stinge? Așa sunt anii noștri. Dacă nu ajungem la desăvârșire, n-am ajuns unde trebuie. Pocăința noastră este perfectă atunci când ne desăvârșim în umblarea noastră cu Dumnezeu, în credința noastră, în mărturia noastră și în inima noastră închinată Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.